încă din momentul bătăliei de la Hala, să spunem așa. Bogdan Chiriac și Valdur, o să-i pună întrebările dumneavoastră și ale redacției de CNews. Bine v-am găsit! Bine ați venit, domnule ministru! Domnule Chiriac, care ar fi tema zilei? Politica externă. Cred că domnul ministru ne poate spune cel mai bine care este tema zilei, dar după bătălia de la Haga, cum spune domnul Vulcu, și poate să mai discutăm în timpul emisiunii noastre, aveți o nouă inițiativă, și anume un tribunal internațional pentru condamnarea actelor teroriste. Este o contribuție a dumneavoastră și, mă rog, este o contribuție a României. În acest sens. În ce stadiu vă aflați cu această nouă instituție internațională? În primul rând, trebuie spus că această dezbatere despre combaterea terorismului și găsirea celor mai eficiente modalități de a descuraja și, în același timp, de a acționa împotriva actelor teroriste s-a relansat în acest an, mai ales după evenimentele care au avut loc în Franța la începutul anului, dar care au fost urmate și de alte acte teroriste. Mă refer și la atentatele teroriste și actele teroriste de la Tunis, de la Muzeul Bardo. Și preocuparea comunității internaționale s-a tradus și prin discutarea la nivelul Uniunii Europene a celor mai eficiente măsuri, atât la nivelul miniștrilor de externe, cât și la nivelul miniștrilor de afaceri interne. În acest context, pe 9 februarie, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, am propus această temă spre reflexie. Ideea de a crea o curte internațională care să combată actele de terorism, plecând de la, pe de o parte, actualitatea temei și necesitatea de a găsi niște modalități noi, mai eficiente pentru combaterea terorismului ca fenomen, dar și plecând de la o contribuție românească mai veche. Le-am spus atunci colegilor mei din Consiliul Afaceri Externe despre inițiativa din perioada interbelică pe care România a avut-o în 1926, când a propus Societății Națiunilor crearea unei curți internaționale pentru combaterea terorismului. Este interesant că după 1934, când ministrul de externe francez Louis Barthou și regele Iugoslaviei au fost asasinați la Marsilia, a existat o reluare a acestei teme în plan internațional, ceea ce a condus în 1937 la adoptarea a două convenții. Una se referea la aspectele de fond ale crimei de terorism și cealaltă se referea chiar la crearea unei curți penale internaționale permanente care să condamne crima de terorism. Cele două convenții au fost redactate de un român, Vespasian Pela, un jurist și diplomat român de excepție, care de altfel este și considerat unul dintre părinții fondatori ai ramurii de drept internațional penal și al conceptului de curte penală internațională permanentă. Cele două convenții au fost semnate de 26 de state în perioada respectivă. Au început să fie ratificate. India, de exemplu, a ratificat atunci convențiile, dar din cauza celui de-al doilea război mondial nu s-a mai concretizat această inițiativă. Și atunci am propus colegilor mei spre gândire împreună această temă. Am fost plăcut surprins de faptul că o parte dintre colegii mei imediat au receptat pozitiv această idee, mai ales colegii spanioli și respectiv olandezi. De altfel, Olanda a mai avut în timp o serie de inițiative legate de terorism, a propus la un moment dat introducerea în competența Curții Penale Internaționale Permanente, care funcționează deja la Haga, să se includă crima de terorism în portofoliu crimelor pe care le gestionează această curte. Crima de genocid, crimele împotriva umanității, crimele de război și crima de agresiune. Motiv pentru care am și început să lucrăm. Și pe 16 martie a avut loc la pe 16 aprilie, îmi cer scuze, a avut loc la București o întâlnire la nivel de experți din cele trei state, România, Spania și Olanda, și am început să lucrăm în mod concret la conceptul unei astfel de curți. Urmează ca în perioada următoare să folosim acest concept în contactele pe care le avem și cu alte state membre și cu alte state din Consiliul de Securitate ONU și, în general, din mai multe grupuri geografice,
pentru a vedea în ce măsură această inițiativă poate să se concretizeze. Deja am discutat cu o serie de omologi din state arabe, la Tunis, atunci când am participat împreună cu ministrul de externe olandez, am mers împreună la marșul de solidaritate împotriva terorismului și am vorbit cu omologul meu tunisian, care a receptat pozitiv această idee. Am discutat cu ministrul iordanian de externe la Barcelona, la conferința statelor din vecinătatea sudică a Uniunii Europene. Iarăși, un răspuns foarte pozitiv și am mai discutat și cu alți colegi. Sperăm să putem concretiza această inițiativă. Sigur că există și provocări în acest demers. De exemplu, definirea crimei de terorism ca atare. S-au mai făcut încercări la nivelul ONU pentru a defini în mod concret ce înseamnă crima de terorism și nu s-a ajuns la un consens pe această temă. De principiu, e prea devreme să spunem că se stabilește deja o locație. Este prea devreme, sigur că este prea devreme. Important este ca în sine conceptul să fie dezvoltat. Și aici nu sunt probleme din punct de vedere juridic, sigur, cu excepția unor dificultăți tehnice, cum este cea pe care am menționat-o. Definiția crimei de terorism nu există la nivel general onusian, să spunem, dar există 19 convenții sectoriale în care găsim elemente ale definiției crimei de terorism. Probabil că, teoretic, tot Olanda ar adăposti și această nouă instituție. Olanda este deja patria celor mai multe curți internaționale, Curtea Internațională de Justiție, Tribunalul Penal pentru Fosta Iugoslavie, a avut sediu acolo, Curtea Penală Internațională Permanentă, Curtea Permanentă de Arbitraj, Tribunalul de Reclamații Iran-Statele Unite, chiar și Tribunalul Special Penal pentru Liban, care are și el o jurisprudență interesantă în materie de terorism și are sediu tot la Haga. Dar sigur, ăsta este probabil ultimul detaliu pe care ar urma să-l stabilim. Ar fi ideal dacă ar avea sediu în România, să avem și noi o instituție internațională. Și asta poate să fie o idee, dar, încă o dată, cred că cel mai important lucru este ca ideea în sine și conceptul să se dezvolte, să aibă o susținere cât mai amplă din partea statelor din multe grupuri geografice, inclusiv din zonele care reprezintă sursă a fenomenului terorist. Și cred că asta este cel mai important lucru, cea mai importantă contribuție pe care România ar putea să o aducă în acest efort. Și continuăm, sigur, să dezvoltăm această idee. Revenim în zona noastră, în regiunea noastră apropiată. Domnule ministru, mulți spun că de la al doilea război mondial încoace, Europa nu a mai trecut pentru o asemenea criză, nici chiar războiile din fosta Iugoslavie nu ar fi avut un potențial atât de important ca lucrurile să scape de sub control. Desigur, ne referim la situația din Ucraina, atitudinea Rusiei, intervențiile acestea care se fac în țările baltice, în Republica Moldova. Cum vedeți noastră, ca șef al diplomației românești, situația actuală la est și nord de România? Este fără îndoială faptul că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, începând de după summitul de la Vilnius al Parteneriatului Estic, și aici fac o scurtă paranteză spunând că nu este 2013, noiembrie 2013. Nu este și nu este lipsit de relevanță faptul că, iată, luna viitoare, pe 21-22 mai, are loc următorul summit al Parteneriatului Estic la Riga. Și nu putem, evident, să facem abstracție de efectele pe care le-a avut primul summit față de situația de securitate din jurul nostru. Deci de atunci și până acum Ucraina. A avut loc practic o criză fără precedent, care a cunoscut un moment de vârf la 18 martie anul trecut, cu ocuparea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă, și care s-a acutizat și mai mult în momentul în care evoluția de securitate a degenerat în estul Ucrainei. Și fără îndoială că această evoluție de securitate a modificat în mod substanțial balanța de securitate în vecinătatea estică și în Marea Neagră, în general. Din acest punct de vedere pot să vă spun că după ce criza din Ucraina s-a declanșat,
practic, și nu exagerez, 80%, aș spune, din timpul alocat de către diplomația română, în general activităților diplomatice, s-a conturat, s-a centrat pe situația din Ucraina și efectele pe care situația din Ucraina le-a avut în general asupra securității din vecinătatea noastră. Și fără îndoială că această situație a generat o serie de demersuri la care și România a participat activ, aș spune, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. În cadrul Uniunii Europene, sigur, aici cel mai vizibil a fost efortul de adoptare a unui regim de sancțiuni care să aibă efecte asupra Federației Ruse și care să contribuie la soluționarea acestui diferend. Și discutam ieri la Oslo cu omologul meu norvegian despre regimul de sancțiuni. Norvegia este un stat care nu este membru al Uniunii Europene, dar care s-a aliniat de plin regimului de sancțiuni. Cu regimului de sancțiuni decis față de Federația Rusă. Evaluarea pe care și omologul meu și eu o avem este aceea că regimul de sancțiuni funcționează și are un efect asupra a ceea ce se întâmplă în Federația Rusă și asupra conduitei Federației Ruse. Sigur că acum suntem în faza de după acest aranjament de la Minsk, așa numitul aranjament Minsk 2, pentru că primul din septembrie anul trecut nu a funcționat, nu a fost implementat. Și toată comunitatea internațională este concentrată asupra aplicării acestui acord de la Minsk și asupra dificultăților care deja au apărut în punerea în practică a celor decise în februarie la Minsk. Regimul de sancțiuni, prin urmare, trebuie să fie menținut până când prevederile acestui acord de la Minsk din februarie anul acesta se implementează în totalitate. Sigur că sunt probleme. Aveți semnale că sunt probleme. Rusia are cea mai mică intenție să implementeze acest acord, fiindcă mai degrabă văd că Rusia își continuă acțiunile în estul Ucrainei. Aveți acele republici deja formate acolo, teritorii autonome, nu știu cum să le numim, și există în continuare pericolul ca Rusia să vină până la gurile Dunării. Ceea ce constatăm, din păcate, este că fazele pe care le prevede acest aranjament de la Minsk nu sunt în totalitate aplicate. În prima fază se referea, după cum este știut, la încetarea focului. Sigur că încetarea focului a fost în mare parte respectată, dar nu în totalitate, pentru că, iată, în fiecare zi vedem victime, pierderi de vieți omenești, răniți, distrugeri de bunuri. Sigur, într-o măsură mai mică decât în etapa anterioară, dar și cu momente în care, așa cum a fost în weekendul anterior, în care violențele izbucnesc cu ceva mai multă intensitate, punctual, în anumite zone strategice. A doua etapă a acordului de la Minsk se referă la schimbul de prizonieri și aici au existat unele evoluții, dar iarăși a fost stopat. O altă etapă importantă este cea referitoare la retragerea armamentului greu, care s-a produs într-o anumită măsură, dar problema majoră aici este absența accesului pentru monitorii OSCE, care trebuie să vadă această zonă și care nu au în întregime posibilitatea să controleze toată zona pe care o menționează acordurile de la Minsk și, poate și mai important, nu reușesc să verifice depozitele în care sunt așezate aceste echipamente grele. Mai departe însă, fazele sunt și mai dificil de implementat, pentru că se referă la discuții între autoritățile centrale de la Kiev și separatiști cu privire la organizarea de alegeri locale, ceea ce este considerat important de către Kiev pentru a exista o anumită legitimitate în discuția cu reprezentanții, așa zis, și reprezentanții ai acestor regiuni din estul Ucrainei. Iar aceste discuții încă nu au început. Pe urmă, discuțiile care se referă la revizuirea Constituției ucrainiene, mai ales în ceea ce privește descentralizarea puterii, ca să spun așa, față de autoritățile locale în general, dar mai ales față de provinciile din estul Ucrainei. Ucraina a adoptat o lege, un proiect de lege care se referă la un statut special pentru provinciile din Est. Este și asta parte a aranjamentelor de la Minsk, dar constatăm că separatiștii și Rusia
Sunt nemulțumiți de prevederile acestui proiect de lege. Iar discuțiile referitoare la descentralizare, și cu asta am încheiat prezentarea asta, sunt poate cele mai importante, pentru că descentralizarea înseamnă, de fapt, tot un proces de negociere. Și în același timp, rezultatul descentralizării se referă la cât de multe atribuții, cât de multă competență autoritățile centrale sunt dornice să ofere acestor entități separatiste din estul Ucrainei, astfel încât ele să rămână în interiorul Ucrainei unitare. Sunteți optimist în privința evoluției crizei din Ucraina? Nu pot să fiu nici optimist, nu pot să fiu nici pesimist. Cred că sarcina diplomaților în momentul ăsta și a cancelarilor occidentale care urmăresc foarte atent ceea ce se întâmplă este să încerce să asigure aplicarea acestor aranjamente. Însă este foarte dificilă. Pentru că dacă aceste etape despre care am vorbit, mă refer la alegerile locale, mă refer la descentralizare și discuțiile despre descentralizare și repartiția de competențe, nu se finalizează într-o formulă care să fie, pe de o parte, corespunzătoare intereselor Ucrainei de a se menține ca stat unitar, de a-și putea decide propriile linii de politică externă și de securitate. Ucraina nu mai este stat unitar. Și în același timp să corespundă și un anumit interes al acestor zone din estul Ucrainei, în așa fel încât ele să rămână în componența Ucrainei, atunci este posibil ca violențele să se reia. Privind în urmă, dumneavoastră, ca și expert recunoscut în dreptul internațional, credeți că precedentul Kosovo a pregătit, într-un fel, ce ați spus dumneavoastră, anexarea ilegală a Crimeei? Nu cred că se poate face o paralelă între cele două chestiuni. Însă am văzut că sunt analiști care invocă acest așa zis precedent. Ceea ce este însă foarte clar, dacă ne referim strict la Crimeea, aici lucrurile sunt cât se poate de evidente că a fost vorba despre o încălcare a dreptului internațional. În ceea ce privește Kosovo, iarăși, am avut dezbateri în comunitatea internațională. România a susținut inclusiv la Curtea Internațională de Justiție, atunci când s-a discutat despre acel aviz consultativ privind legalitatea declarării independenței Kosovo, că nu corespunde cu dreptul internațional statalitatea proclamată unilateral de către Kosovo, dar constatarea pe care Curtea Internațională de Justiție a avut-o a fost că declararea independenței nu a contrazis dreptul internațional, fără însă să mai intre în aspecte care țin de fondul problemei. În cazul Crimeei, lucrurile însă sunt foarte clare. Un stat unitar, suveran, în niște frontiere recunoscute internațional, care s-a trezit cu o porțiune consistentă de teritoriu luată pur și simplu cu forța. Și a existat un referendum și acolo? Un referendum care, însă, după cum este bine știut, nu a îndeplinit standardele internaționale pentru organizarea oricărui referendum. Vă pregătiți să recunoașteți Kosovo? Eu personal nu mă pregătesc să recunosc Kosovo. Însă sigur că putem să ne uităm la evoluția situației din Balcani. Ne uităm și la ceea ce se întâmplă în relația dintre statele din Balcanii de Vest și Uniunea Europeană. Și cred că este în interesul României ca toate statele din Balcani și întreaga regiune a Balcanilor de Vest să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Și atunci, fără a abdica de la poziția României de nerecunoaștere a statalității Kosovo, noi am încercat să fim ceva mai flexibili în ceea ce privește procesele concrete de apropiere a Kosovo, inclusiv de Uniunea Europeană. Că este vorba despre acordul de stabilizare și asociere sau că este vorba despre alte procese care se referă, de exemplu, la liberalizarea regimului de vize. Este un proces în curs și în Balcanii de Vest pe această temă, inclusiv în ceea ce privește Kosovo. În ceea ce privește accesul persoanelor din Kosovo liber în statele Uniunii Europene. Deci, din acest punct de vedere, abordarea României este una pragmatică, fără a face însă în acest moment abstracție de sau rabat de la poziția pe care România o are deja. Monitorizați situația minorității românești din Ucraina în aceste momente dificile? Suntem în permanent contact
cu minoritatea română din Ucraina, prin reprezentanții foarte multor asociații care există acolo. Misiunile noastre diplomatice și consulare din Ucraina sunt în contact permanent cu aceste asociații și cu românii de acolo. Este adevărat că sunt trimiși și preponderent? Chiar la asta vreau să mă refer. Și am discutat și cu ministrul de externe ucrainian de mai multe ori, și telefonic, și atunci când a fost la București în februarie. Nu există un proces de recrutare discriminatoriu. Și, se spunea pentru public, reamintesc, există informații conform cărora etnicii români din Ucraina sunt recrutați mai mult decât orice altă... Nu au fost confirmate aceste... Nu au fost și trimiși în prima linie a frontului. Reprezentanții tuturor minorităților din Ucraina au fost, la rândul lor, ca și, evident, reprezentanții majorității din Ucraina, supuși aceluiași regim de recrutare. Sigur că nu este deloc plăcut să vezi că sunt oameni care mor pe front, dar nu există, încă o dată spun, o confirmare a unei abordări discriminatorii. Oricum, noi am atras atenția în modul cel mai serios la autorităților ucrainiene că este important ca să se mențină un echilibru în modul în care se face acest proces. Să ne reamintim doar că minoritatea română din Ucraina a ajuns acolo urmarea pactului Ribbentrop-Molotov. Exact. Deci nu s-a născut acolo. În momentul acolo. Ăsta avem în Ucraina aproape jumătate de milion de români. Deși mulți au fost cu sălbăticie dezrădăcinați, asimilați în perioada sovietică. Este motivul pentru care dorim ca în perioada următoare, am discutat deja și am convenit cu ministrul de externe ucrainian să reluăm activitatea Comisiei Mixte în problemele minorităților naționale. Evident, interesul nostru fiind legat de minoritatea română din Ucraina. Copreședinții Comisiei se vor întâlni până la începutul verii. Am făcut deja propuneri de date concrete pentru această întâlnire, în așa fel încât să putem să reluăm Comisia Mixtă. Pentru că, așa cum spuneați, drepturile persoanelor care aparțin minorităților au reprezentat chiar unul dintre, să spunem, pretextele care a fost invocat de către Federația Rusă pentru declanșarea crizei. Domnule ministru, o întrebare absolut jurnalistică, n-are nimic a face cu diplomația. Dumneavoastră ne răspundeți cum considerați. Estimați că Rusia ar putea ataca state din estul Europei, membre NATO sau UE? Mă refer direct la România, Polonia sau țările baltice? Mă aduceți la a doua parte a răspunsului, la una dintre primele întrebări. Reacția pe care NATO a avut-o, alături sigur de reacția Uniunii Europene față de criza din Ucraina. Și este foarte important că NATO a acționat foarte coeziv din punctul ăsta de vedere. Și la summitul din Marea Britanie din septembrie anul trecut au fost luate o serie de decizii importante. Cea mai importantă din punctul meu de vedere legată de această întrebare se referă la planul de acțiune pentru creșterea vitezei de reacție a Alianței. Iar acolo sunt prevăzute două tipuri importante de măsuri pe care Alianța le-a luat. Măsurile de reasigurare și măsurile de adaptare. Măsurile de reasigurare care au fost reînnoite pentru anul 2015 la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din decembrie anul trecut se referă la exerciții consistente de tip articol 5 pe teritoriul aliaților din flancul estic, inclusiv România, o prezență navală crescută, care s-a și observat de altfel în Marea Neagră și în Marea Baltică, evident, prezența aeriană în statele din flancul estic, poliția aeriană, exerciții, dar și prezența acelor avioane de tip AWACS care survolează teritoriul României, al Poloniei și culeg informații din vecinătatea estică. Deci care interesează rezultă că nu excludeți un atac al Rusiei. Revin și la a doua parte a celei de-a doua părți a întrebării, a răspunsului la întrebare. Măsurile de adaptare. Aici avem și ne interesează direct cele două structuri de comandă și control de pe teritoriul României. O unitate de integrare a forțelor NATO care va avea capacitatea operațională inițială în luna iunie anul acesta și care va avea 40 de ofițeri cu componență română la București, română și străină.
Și de asemenea un comandament multinațional la nivel de divizie, cu aproximativ 300 de ofițeri, care va deveni, să spunem, operațional inițial la summitul de la Varșovia sau înainte de summitul de la Varșovia din iunie anul viitor și va avea capacitatea operațională finală în 2018, tot la București. Da. Și prima nu trebuia să fie la Cogălnicianu, la Constanța? Sigur, Ministerul Apărării a făcut o analiză a acestor... Știu, de la Dușa, în februarie la Bruxelles și a venit exact, aceste... a existat o analiză cu privire la locația optimă a celor două structuri. Înțeleg că decizia finală este ca ambele să fie amplasate în zona Bucureștiului. Dar asta este sigur mai puțin relevant. Important este ce fac aceste structuri, pentru că ele sunt în legătură cu iarăși o măsură de adaptare foarte importantă decisă la summit prin acest plan de acțiune pentru creșterea vitezei de reacție, și anume o forță de reacție rapidă. Acel Very High Readiness Joint Task Force, care a fost creat la summit, operaționalizat inițial la Ministeriala de Externe din decembrie, la care am fost și eu, și care a mai cunoscut o serie de evoluții la Ministeriala Apărării din februarie, anul acesta, la care domnul ministru Dușa a participat. Aceste structuri de comandă și control sunt puncte de sprijin pentru această forță de reacție rapidă, care va avea un număr de câteva mii de soldați foarte bine pregătiți și care vor putea să se desfășoare într-un interval de timp foarte scurt, de ordinul, nu știu, a câteva zeci de ore, să spunem, acolo unde este nevoie. Deci, practic, vă pregătiți. Deci, practic, luăm toate măsurile la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Și în ipoteza unui atac al Rusiei. Pentru atac... a descuraja orice fel de intenție agresivă, inclusiv din partea Rusiei. Nu putem spune în momentul ăsta că există o astfel de intenție, deci nu o putem cuantifica în mod concret și cred că nici nu este, cum să spun, oportun ca o alianță defensivă cum este NATO să aibă astfel de calificări. Noi nu calificăm pe nimeni ca inamic. Am văzut că Rusia în doctrina sa militară recentă arată că lărgirea NATO, NATO în sine, reprezintă amenințări la adresa Federației Ruse. Nu există nicio astfel de intenție din partea Alianței Nord-Atlantice. Sunt doar măsuri de răspuns la ceea ce Rusia a făcut deja în vecinătatea estică a Alianței. Deci cuvântul cheie pe care l-ați rosit este descurajare. Cuvântul cheie este descurajare și Alianța este pregătită să răspundă dacă este nevoie. Sperăm să nu fie nevoie. La nivel jurnalistic se observă prezența la exerciția unor avioane vânătoare de tancuri, acele celebre A-10. Avioane americane A-10. În zona capitalei au fost făcute exerciții cu rachete Soliar, care în cazul unui atac aerian ar proteja capitala. Sunt niște semnale. Poate erau aceste exerciții și înainte, dar nu erau atât de mediatizate. Sunt ele parte din măsurile de descurajare, de întărire a capacității militare a României? Fac parte exact din acest ansamblu de măsuri, mai ales cele pe care le menționați, fac parte din măsurile de reasigurare care au fost decise anul trecut, cu bătaie pentru anul 2015, și care, sigur, cunosc o anumită intensificare. Ele existau și înainte, deci nu este vorba despre un lucru absolut nou. Iarăși vă reamintesc faptul că anul trecut am avut în România o prezență consistentă pentru câteva luni a unor avioane canadiene F-18 la Câmpia Turzii, care au făcut exerciții împreună cu avioanele și piloții români și care au fost pregătiți inclusiv pentru poliția aeriană în caz de nevoie. Vom mai avea anul acesta și o prezență a unor avioane portugheze, tot pentru acest tip de exerciții. Ele fac parte din aceste măsuri de reasigurare. Sigur, am constatat, și o să mă întrebați cu siguranță, reacțiile Federației Ruse față de aceste prezențe ale aliaților pe teritoriul României, respectiv reacții față de aceste structuri de comandă și control care sunt create în România. Dar ele sunt create nu doar în România, sunt create pe tot flancul estic. Fiecare stat din flancul estic, statele Baltice, Polonia, sigur România și Bulgaria, vor avea astfel de structuri pe teritoriul lor, care sunt puncte de sprijin pentru forța de reacție rapidă, dacă este nevoie. Nu sunt altceva decât măsuri de răspuns. Se vorbește foarte mult în ultima vreme despre faptul că
propaganda rusească ar fi reușit să penetreze și Uniunea Europeană și inclusiv România și se cereau, inclusiv la nivelul Parlamentului European, măsuri pentru a contracara această propagandă rusească. Aveți acest sentiment că propaganda rusească reușește să penetreze lucrurile în România? Noi, fundamental, după ce am trăit ce am trăit, cel puțin generația mea, nu este deloc dornică să se întoarcă cu fața către Moscova. Nimeni nu este dornic să se întoarcă cu fața către Moscova și există într-adevăr această preocupare și la nivelul Uniunii Europene, atunci când vorbim despre relația cu Rusia, și la nivelul Alianței Nord-Atlantice, și preocupare care se concentrează mai ales în zona ceea ce numim comunicare strategică. Pentru că am spus-o și eu de câteva ori în intervențiile din Consiliul Afaceri Externe sau la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO. Avem nevoie și Uniunea Europeană și NATO să comunicăm mai bine, să ajungem mai facil să explicăm care este de fapt și rolul Uniunii Europene și rolul NATO în vecinătatea Federației Ruse, să explicăm că nu sunt intenții agresive sau de altă natură, așa cum propaganda rusă în Rusia le prezintă. Suntem deficitari încă la acest capitol de comunicare strategică. Nu reușim să explicăm cetățeanului din Federația Rusă aceste realități. Nu reușim să explicăm celălalt punct de vedere al comunității occidentale față de ce s-a întâmplat în Ucraina. Și iată, constatăm că nivelul de popularitate al liderului rus este în creștere. În Federația Rusă, evident. Apropo, doamna Mogherini ar putea fi ușor poreclită Moderini, pentru că este total absentă din dezbatere. Nu că moderat ar fi bine să fie, dar dacă sun în Europa și vreau să vorbesc cu cineva, spunea Henry Kissinger, cu cine vorbesc când sun în Europa, care e șeful. A pierdut diplomația europeană, a Uniunii Europene, a pierdut un moment în care se putea afirma. Tratatul constituțional, atunci când într-adevăr se prevedea o, să spunem, coagulare mai bună a instituțiilor și a responsabililor europeni în materia asta. Tratatul de la Lisabona nu a consacrat din punctul ăsta de vedere pași înainte, tocmai din cauza faptului că politica externă și de securitate rămâne un pilon interguvernamental și nu unul comunitar de acțiune. În ce privește doamna Mogherini, eu constat că are o activitate foarte intensă și este în mod real preocupată să răspundă diverselor situații, mai ales situațiilor de criză care apar în vecinătatea estică. Deci nu-i pot reproșa, cunoscând, văzând direct modul în care interacționează și lucrează. Sigur că întotdeauna se vor găsi, să spunem, critici sau reproșuri care se pot face, dar nu este o perioadă simplă. Nici a Uniunii Europene cu vecinătatea sa, și nu mă refer doar la vecinătatea estică, ne uităm și la ce se întâmplă în sudul Uniunii Europene. Recent, șeful marelui stat major al Armatei Federației Ruse, mareșalul Gerasimov, lăsa de înțeles, practic, că România poate fi ținta unui atac nuclear datorită faptului că la Deveselu există scutul acela antirachetă. Ar fi cazul să fim îngrijorați? Sau credeți că face parte această declarație din jocul ăsta al vorbelor care însoțește acțiunea militară din Ucraina? Este ceea ce, mă rog, s-a desemnat așa în ultimul an de zile sub denumirea de război hibrid, o combinație de acțiune militară convențională, clasică și, sigur, și declarații și presiuni de alte feluri în zona securității energetice, în zona economică și așa mai departe. Ce constat la aceste declarații, care văd că sunt recurente ale responsabililor ruși, este că ele nu se referă în mod special la România, deci nu țintesc în mod particular România, ci se referă la niște proiecte ale Alianței Nord-Atlantice, care sigur implică și România. În cazul României, vă spuneam, există aceste structuri de comandă și control care vor fi instalate în România
dar care nu sunt specifice doar României. Sigur, comandamentul ăsta multinațional sud-est la nivel de divizie va fi în România și va exista, deja este într-o fază ceva mai avansată, o structură similară pentru nord-est în Polonia. Ele vor coordona forțele de integrare, unitățile de integrare a forțelor NATO de pe flancul estic, Polonia în zona de nord a flancului estic, România în zona de sud a flancului estic. Pe de altă parte, se referă în mod recurent aceste declarații și la proiectul scutului antirachetă. Dar nu sunt declarații noi. Am mai văzut astfel de declarații ale unor responsabili ruși. Vă aduc aminte și o declarație a ambasadorului rus la București acum ceva timp, în care de fiecare dată Federația Rusă spune același lucru, și anume că aceste elemente ale scutului antirachetă ar pune în pericol capacitatea de descurajare nucleară și balistică a Federației Ruse. Eu sunt convins că specialiștii ruși, și nu numai specialiștii ruși, cunosc foarte bine care este realitatea, pe care noi am tot explicat-o de-a lungul timpului, chiar și înainte de declanșarea crizei din Ucraina. Și anume faptul că aceste elemente de scut antirachetă de pe teritoriul României nu au cum să pună în pericol capacitatea de descurajare nucleară rusă, chiar și din punctul de vedere al capacităților tehnice. Noi vom avea 24 de interceptori față de sutele sau miile de rachete intercontinentale rusești. Lucrurile sunt extrem de clare din punctul ăsta de vedere. Mai spun specialiștii ruși că în zona asta a facilității antirachetă de la Deveselu ar putea să fie instalate și rachete de croazieră americane. Iarăși este un lucru complet ireal și care nu corespunde războiului hibrid. Care nu corespunde realității, pentru că acordul pe care l-am negociat cu Statele Unite privind scutul antirachetă menționează foarte clar că interceptorii din România sunt nenucleari și că nu pot fi înlocuiți. Prin urmare, nimeni nu poate să înlocuiască acești interceptori de tip SM-3 bloc 1B, ca să fiu foarte precis, și care au capacitatea de a distruge o rachetă inamică doar prin forță cinetică, fără să aibă focoase de orice fel. E ca o săgeată de oțel, așa. Cu foarte mare precizie, exact. Cum sunteți, există, dacă vreți, un plan pentru situația în care omuleții verzi ar apărea în Transnistria? Mi-e teamă că omuleții verzi sunt deja în Transnistria și nici măcar nu au, mă rog, acele haine lipsite de însemne. Există deja o prezență militară rusă în Transnistria, pe care o cunoașteți. Este acel grup operativ al trupelor rusești din Transnistria. Există prezența aceea sub forma așa numiților pacificatori ruși. Constatăm că din când în când au loc exerciții militare în zona respectivă. În egală măsură însă constat și că există oportunități în ceea ce privește dosarul transnistrean. O să vi se pară poate paradoxal, dar iată, liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, astăzi chiar este 28 aprilie, se împlinește exact un an de la momentul la care s-a luat această decizie și care rămâne încă neegalată printre statele parteneriatului estic. Republica Moldova, cu sprijinul puternic al României și al altor state din Uniunea Europeană, a reușit această performanță. Dar ce efect a avut această măsură de liberalizare a regimului de vize față de cetățenii din Transnistria? Constatăm că printre cele 500.000 de pașapoarte biometrice eliberate de către autoritățile Republicii Moldova, peste 75.000 de pașapoarte au fost eliberate cetățenilor Republicii Moldova din Transnistria. Deci, iată, un interes de conectare cu spațiul Uniunii Europene fără vize. Credeți că Republica Moldova va fi următoarea țintă reală a Rusiei după Ucraina? Este foarte greu de făcut astfel de predicții și nu m-aș, să spun, arunca într-o definiție netă a unui astfel de pericol. Ceea ce este important pentru Republica Moldova, ca și pentru Ucraina, ca și pentru Georgia, în perioada imediat următoare, este să continue regimul de reforme, care este cuantificat și prin aplicarea concretă, strictă, a acordului de asociere și de liber schimb. Iarăși o realizare foarte importantă a Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană.
Pentru că acordul ăsta de asociere și respectiv de liber schimb, care are vreo 3.000 de pagini, reprezintă, de fapt, în proporție de 75-80% achii al Uniunii Europene. E adevărat. Numai că Republica Deci aplicarea Moldova... acestor prevederi înseamnă, de fapt, reformă conform standardului european. Republica Moldova nu prea are ce schimba. Și atunci ideea este, are în vedere Uniunea Europeană și un ajutor financiar consistent pentru Republica Moldova? Uniunea Europeană acordă, prin instrumentele pe care le pune la dispoziție parteneriatul estic, un sprijin financiar consistent Republicii Moldova. Iarăși, Republica Moldova este într-un proces de negociere cu Fondul Monetar Internațional. Iar, după cum știți, mă rog, și Uniunea Europeană face parte din acest exercițiu. Chiar dumneavoastră vedeți, și ne-ați dat un exemplu foarte puternic, posibilitatea de a circula liber a îndoit Transnistria. Niște bani care să crească nivelul de prosperitate în Republica Moldova ar putea să îndepărteze chiar și minoritatea rusă din Republica Moldova de ambițiile imperiale ale lui Vladimir Putin. Exact asta este ceea ce încercam să spun, și anume faptul că această cale europeană, care înseamnă însă foarte multe eforturi și reforme destul de dificile pentru populația din Republica Moldova, înseamnă și sprijin al Uniunii Europene, înseamnă și sprijin bilateral din partea statelor membre. Aplicarea acestor instrumente înseamnă, de fapt, șansa Republicii Moldova de a se rupe definitiv de zona de influență estică. Domnule ministru, și mai vreau să vă dau un exemplu legat tot de Transnistria. Ce am constatat în ultimul an, după ce Republica Moldova a început să aplice, de la 1 septembrie, a început să aplice provizoriu acordul de asociere și de liber schimb, care însă nu se aplică în momentul ăsta și Transnistriei. Ce am constatat este că Republica Moldova și-a reorientat o mare parte a exporturilor spre Uniunea Europeană. Există o creștere a nivelului acestor exporturi care este cuantificabil în procente. România a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, înaintea Rusiei și a oricărui alt stat. Iar Transnistria... Deși majoritatea firmelor de acolo sunt cu capital rusesc. Da, banul îi îndepărtează și pe ei. Asta este interesant. Majoritatea exportului transnistrean merge spre vest, adică aproximativ 30% spre Uniunea Europeană și restul de 38% spre restul Republicii Moldova. Tot mai multe firme din Transnistria se înregistrează la Camera de Comerț a Republicii Moldova la Chișinău pentru a beneficia de aceste facilități pe care le oferă exportul cu Uniunea Europeană sub acordul de liber schimb. Domnule ministru, George Maior, noul ambasador la Washington? Nu o să-mi cereți acum să comentez știri pe surse, pentru că n-am să fac acest lucru. Este un proces, sigur, care trebuie să aibă loc. Mă refer în general la înnoirea garniturii de ambasadori ai României, pentru că există foarte mulți colegi care și-au depășit deja perioada regulamentară de 4 ani. Unii și-au depășit deja cu poate peste un an de zile. Și atunci, în mod inerent, trebuie să existe o schimbare și la acest nivel. Dar n-am să comentez aspecte punctuale, mai ales că ele țin de, în întrebarea dumneavoastră, de o procedură care se finalizează printr-o aprobare a președintelui României, conform Constituției. Da, ați avut discuții cu domnul președinte Iohannis pe această temă? Deci pot să vă spun că am avut discuții, dacă vreți, tripartite. Ministerul Afacerilor Externe, primul ministru, care este cel care avizează astfel de propuneri, și administrația prezidențială. Deci deja au avut loc discuții pentru numirile de ambasadori. Vom continua aceste discuții, da, și este un proces firesc care trebuie să aibă loc. Să ne întoarcem la... O singură întrebare, zic eu, și lăsăm pe directorul nostru, pe domnul Valvulcu. Aveți o relație specială, înțeleg, cu ministrul de externe al Olandei. Ați avut și o întrevedere, dacă nu mă înșel, de curând la București. Da. După care am mers împreună cu ministrul de externe olandez la Tunis pentru marșul acela de solidaritate împotriva terorismului. Ați plecat împreună în același avion de la București. Să fim mai optimiști în privința intrării noastre în Schengen, măcar cu zona de aeroport? Ce pot să vă spun este că am discutat nu doar cu ministrul de externe olandez. O bună parte a discuției cu
cu domnul Kunders s-a referit la aderarea României la spațiul Schengen. Dar am discutat și cu omologul francez, cu domnul Fabius, când am fost la Paris în vizită. Am discutat cu ministrul de externe german când a fost la București. Există, aș putea spune, o atmosferă de deschidere politică pentru a lucra în vederea găsirii unei soluții în acest dosar. Această atmosferă de deschidere politică a fost confirmată și în cadrul vizitelor pe care domnul președinte Iohannis le-a făcut la Paris și respectiv la Berlin. Săptămâna trecută am discutat și cu consilierul pentru afaceri europene al cancelarului german, domnul Mayer Landrut, la București. Prin urmare, lucrăm la avem acest dosar. Avem și un orizont de timp? Încă o dată, nu vreau să mai dau și eu, cum au dat alții de-a lungul timpului, termene și să creăm așteptări deosebite. Tot săptămâna trecută venea la București ministrul de externe al Luxemburgului, care va avea președinția Consiliului Uniunii Europene în semestrul 2 al acestui an. Domnul Jean Asselborn, despre care iarăși am discutat destul de intens această chestiune, era ceva mai optimist. Eu prefer să, cum să spun, să lucrez cu omologii mei pe canalele pe care le avem la dispoziție și pe alte canale pentru a avea o soluție pe masă și abia atunci o să putem anunța dacă există sau nu șansa unei rezolvări favorabile în acest an. Foarte pe scurt, există un scenariu, circulă în presă că Olanda e supărată, condiționează dosarul Schengen de rezolvarea situației în Navarostock, plata către o firmă olandeză. E un zvon, e un scenariu sau are și o bază reală? Nu, am discutat cu ministrul de externe olandez și această chestiune. Este un dosar care, sigur, trebuie să-și găsească o soluție în limitele legislației române aplicabile, dar nu am constatat o condiționare a acestui dosar de dosarul Schengen. Doi, dosarul votului din diaspora. Începuseră o anchetă internă cei de la MAIE și dacă există rezultate și le puteți comunica. După cum secțiile știți, de vot. Ce după cum știți, există o anchetă a DNA-ului care, practic, eu cred că bate orice fel de altă anchetă. Noi am transmis DNA-ului la solicitarea acestei instituții toată corespondența, toate elementele de dosar pe care le-am avut în Ministerul de Externe referitoare la desfășurarea votului de anul trecut și așteptăm să vedem care este rezultatul acestei anchete, care trebuie să clarifice lucrurile. Aveți un sfătuitor, să spun așa, de la distanță, domnul Traian Băsescu, care a condus o vreme diplomația românească, mă rog, cel puțin așa se spunea. De exemplu, în cazul Transnistriei și al Republicii Moldova, a venit cu o soluție personală să renunțe Moldova la Transnistria, să unească cu România fără acest teritoriu cu conflicte înghețate. În perspectiva noastră este corect o astfel de viziune? Nu există riscul ca Transnistria să ajungă la Rusia și să prindă Ucraina într-un clește și să ne învecinăm iar cu Rusia? Adică o astfel de mișcare, dacă ar fi mai mult decât retorică. Dosarul transnistrean este un dosar complicat, care durează de foarte mult timp. Și eforturi s-au făcut pe foarte multe canale pentru rezolvarea acestui dosar. Acum, formatul 5+2, cel care gestionează acest dosar de ceva vreme, tocmai și-a reluat activitatea săptămâna trecută într-o reuniune informală la Viena. Și cred că este foarte important să vedem ce se întâmplă în cadrul acestui format. Iată, vă dădeam un exemplu mai devreme de elemente de context care pot să creeze un climat favorabil unei soluționări a dosarului transnistrean, mai ales pe zona economică. Și mă refeream și la impactul pe care extinderea formală a acordului de liber schimb pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria, îl poate avea. Acest lucru trebuie să se întâmple la sfârșitul acestui an. La sfârșitul acestui an expiră preferințele comerciale autonome care erau aplicabile, sunt încă aplicabile pe teritoriul transnistrean al Republicii Moldova și trebuie să existe o opțiune pentru aplicarea acordului de liber schimb. Altfel vor dispărea facilitățile de comerț cu Uniunea Europeană, care, iată, au reorientat comerțul spre Uniunea Europeană. Prin urmare, cred că este cumva mult mai complex acest dosar
pentru a putea să îl discutăm doar în astfel de termeni care se referă la, să spunem, schimburi de teritorii. Republica Moldova a mai încercat să reglementeze aspecte care se referă la traseul frontierei cu Ucraina printr-un schimb de teritorii, regiunea Palanca. Sigur, poate nu este foarte cunoscut acest episod, dar în Republica Moldova au existat foarte multe dezbateri pe această temă și dificultăți legate de, mă rog, un aranjament care se referă totuși la o bucată mică de teritoriu. România a făcut niște concesii, mă rog, a făcut niște gesturi istorice în anii 90, când a încheiat tratatele cu vecinii, a costat politic guvernul de atunci, puterea de atunci. Ucraina, dimpotrivă, a devenit tot mai dură. Ne-au boicotat cu canalul Bâstroe, au avut față de România, au atitudine destul de ostilă. Nu credeți că acum a înțeles că are spiritul european al toleranței, al înțelegerii? Vreau să vă spun că este foarte interesant faptul că acest an, care a fost un an de criză pentru Ucraina, a condus, poate părea paradoxal, dar nu este așa, la o relație cu mult mai bună la nivel politic între România și Ucraina. Faptul că România a fost un susținător foarte ferm al integrității teritoriale a Ucrainei în contextul ocupării Crimeei și în contextul evenimentelor din estul Ucrainei. Faptul că România a fost primul stat din Uniunea Europeană care a ratificat acordul de asociere și de liber schimb al Ucrainei la începutul lui iulie anul trecut. Toate acestea au contat foarte mult. Pe prima pagină a tuturor ziarelor ucrainiene, România a ratificat tratatul cu Uniunea Europeană, a fost un titlu foarte bine primit de toată lumea. Faptul că România este națiune lider pe acel Trust Fund, pe acel fond de sprijin pentru securitatea cibernetică a Ucrainei, proiect NATO, tot decis la summitul din Marea Britanie, cu o contribuție de 500.000 de euro la acest fond, iarăși cred că a contat foarte mult în Ucraina. Deci sunt premize pozitive pentru o rezolvare a unor probleme bilaterale complicate. Sigur, delimitarea spațiilor maritime a fost rezolvată cu succes la Curtea Internațională de Justiție, dar iată, foarte recent a intrat în vigoare și acordul de mic trafic de frontieră. Ministrul de Externe ucrainian mi-a promis când a fost la București că va face tot ceea ce stă în putință ca și partea ucraineană să, mă rog, să aprobe acordul de mic trafic. Că veni vorba de platou continental. Și vreau să spun că ăsta este un prim dosar care încălzește relația bilaterală, pentru că va avea efecte concrete pentru 2 milioane de cetățeni români și respectiv ucraineni, inclusiv minoritatea română din Ucraina, care vor putea să intre doar cu permisul acela de mic trafic, deci fără viză, în România, în condițiile în care Ucraina încă se străduiește să obțină regimul de liberalizare a vizelor cu Uniunea Europeană. Și discutăm și despre Bâstroe, discutăm și despre minoritatea română, vă spuneam că reluăm activitatea Comisiei Mixte pe Minorități, discutăm despre deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, deci sunt multe dosare care stăteau de mult în sertar, care beneficiau între ghilimele de răceala dintre București și Kiev. Și pe care le-a repus pe masă războiul. Și pe care, în mod paradoxal, situația asta din estul Ucrainei și din Crimeea le-a readus însă într-un context favorabil. Platou continental. Ați lansat și dialogurile mai, am văzut, și mi se pare o inițiativă lăudabilă. Simțiți totuși nevoia unei reforme administrative în ministerul pe care îl conduceți? Parcă e cam prăfuit. Fără îndoială. Deci fără îndoială. Sunt destul de multe șantiere care trebuie deschise și unde trebuie lucrat. Și, sigur, dialogurile de la Ministerul Afacerilor Externe reprezintă o încercare, pe de-o parte, a Ministerului de a își prezenta contribuțiile față de politica europeană, față de politica de securitate. Am început cu discuția despre necesitatea revizuirii strategiei de securitate europene și mă bucur că ați venit și dumneavoastră la acea dezbatere. Am continuat cu discuția despre așa numitele Security Trust, acele platforme de dialog permanent de securitate pentru zona de vecinătate a Uniunii Europene în ansamblu și vom continua luna viitoare, în mai, cu o altă dezbatere de acest gen. Pe de altă parte, să primim la rândul nostru expertiză din mediul academic și din societatea civilă.
Pentru că e foarte important să vedem și dacă ideile noastre au confirmare, dacă sunt utile și pentru percepția publică. Și asta o faceți în planul ideilor, de care ideilor, este mare nevoie. Dar și în interior e nevoie. Administrativ, este exact. Nevoie în interior de o reformă a modului în care, de exemplu, pleacă diplomații la post. Și am declanșat o astfel de procedură și nu cred că s-a mai făcut până acum în Ministerul de Externe, ca să punem pe masă, mă rog, pe o masă teoretică, așa, virtuală, metodologia de plecare la post a diplomaților, să cerem într-o procedură de transparență internă să primesc, mă rog, propuneri, soluții de reformare. Pe urmă le-am integrat pe toate acestea și le-am oferit din nou spre consultare colegilor mei și acum aplicăm ceea ce s-a obținut din această consultare cu modificare, cred eu, destul de substanțială a metodologiei vechi pentru plecarea la post care se produce în această vară. Continuăm, planul meu este să continui cu reforma promovării în grad a diplomaților, unde iarăși este nevoie de o regândire pentru a da mai degrabă sau mai mult, mai multă greutate meritului diplomatului. Trebuie să gândim și alte măsuri care se referă la planul de carieră. Am în minte și o ierarhizare a misiunilor diplomatice, pentru că nu toate misiunile diplomatice au aceeași greutate în funcție de foarte mulți parametri, pentru că această ierarhizare poate să fie utilă și la alocarea de resurse pentru misiunile diplomatice, că e vorba despre resurse umane sau financiare, deci, sau despre totuși, alte tipuri de resurse. Resurse mai importante la Washington și la Berlin decât la Tbilisi. Deci nu că n-ar fi important și Tbilisi. Și nu mai acolo. Ba chiar aș spune că statele din vecinătatea estică, din Caucaz și din Asia Centrală, ar trebui să beneficieze de o atenție mult mai mare decât până acum. Apropo de Berlin, nu știu dacă o să-mi răspundeți, probabil că nu, că sunteți diplomat de carieră. Domnul Hrezeanu ar fi o voce excepțională acolo. A fost întotdeauna, de la München, și dacă s-ar muta la Berlin, n-ar fi nicio. Ceea ce pot să vă răspund este că da, domnul Hrezeanu ar fi o voce excepțională. Mă bucur, ne-a dat un răspuns în acest sens. Dar în același timp există în plan, sigur, și construcția unui nou sediu al Ministerului de Externe. Pentru că în 2019 România va avea președinția Consiliului Uniunii Europene, în al doilea semestru, și avem nevoie de un spațiu adecvat pentru a gestiona această președinție. Noi avem acum foarte multe clădiri care sunt împărțite prin București și nu ne putem desfășura activitatea în mod corespunzător. Ca să nu mai menționez că sediul actual, sediul central al Ministerului, nu știu în ce măsură rezistă la un cutremur ceva mai serios. Sperăm să nu vină niciun cutremur până în 2019. În altă ordine de idei, este nevoie de un plan, și discutam și cu domnul ministru de Finanțe, Teodorovici, un plan pentru alocarea de mai multe resurse pentru misiunile diplomatice, clădirile misiunilor diplomatice care sunt în proprietatea statului român. Unele dintre ele sunt clădiri de patrimoniu, unele UNESCO, altele din patrimoniu național al statelor respective, și care sunt, cum să spun, clădiri reprezentative pentru capitalele respective. Și nu putem să lăsăm aceste clădiri, care înseamnă până la urmă cartea de vizită a României, într-o stare deplorabilă, așa cum sunt unele dintre ele astăzi. Și acest tip de, cum să spun, de exemple de la reforme, de șantiere, poate să continue. Vrem să deschidem mai multe misiuni consulare în zone unde există nevoia unor misiuni consulare și unde comunitățile românești cer acest lucru. Și am făcut deja un plan de, nu știu, pentru exemplificare. Apreciem că este nevoie de un nou consulat la Bari, unul la Manchester, unul la Stuttgart. Consulatele itinerante, iarăși avem nevoie de mai mulți bani pentru consulatele itinerante care să răspundă nevoilor punctuale de sprijin consular pentru români. Și nu în ultimul rând, dacă îmi permiteți, poate vedeți foarte acut în ultimele zile, în ultimele săptămâni, activitatea asta, aceasta consulară de criză. Este o zonă extrem de importantă, care este vizibilă doar atunci când, sigur, avem români afectați de un cutremur în Nepal sau români care sunt afectați de criza militară de securitate din Yemen. Am reușit să scoatem până acum 57 de cetățeni români și 10 membri de familie, dar când a început operațiunea militară
saudită și cu ceilalți aliați în, în Yemen. Sunt foarte multe nevoi pe care ministerul le are, inclusiv în această zonă de activitate consulară, care ține efectiv până la urmă de interesele concrete și de viața unor a cetățenilor români aflați în dificultate. Vreau să vă întreb, apropo, da, ați venit cu acest subiect, apropo de românul răpit, domnul Traian Băsescu spunea că avem resurse care ar trebui să se implice. Ce resurse are România în Africa, mă rog, care pot fi spuse public? Trebuie spus, Africa de Vest. În Africa de Vest, vorbim. Trebuie spus, Burkina Faso. Trebuie spus un lucru foarte... De ce nu luați consilier pe acolo sau barigar pe domnul Băsescu? Vă dați seama, n-am să vă răspund la această întrebare, dar pot să vă spun că această celulă de criză, care este de fapt un grup interinstituțional, care este creat în baza unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 2013. Este o hotărâre care se referă la metodologia de comunicare și acțiune în cazuri de acest gen, în care sunt implicați cetățeni români. Este un grup interinstituțional din care fac parte Ministerul de Externe, care asigură comunicarea și acțiunea diplomatică, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării Naționale, Administrația Prezidențială. Deci este un grup de lucru în care fiecare instituție acționează conform competențelor sale, care sunt clar stabilite în acea metodologie. Pe canale diplomatice am făcut absolut tot ceea ce se putea în a accesa toate resursele de, spunem, de contacte politice, informale, informale, din zona respectivă. La nivelul celorlalte instituții se acționează iarăși. Și vreau să vă spun că această celulă de criză funcționează 24 de ore din 24. În paralel există o altă celulă de criză care se ocupă de Yemen. În același timp, colegii mei, iată, în acest weekend s-au ocupat de situația din Nepal. Și mai sunt și multe alte cazuri consulare care nu sunt neapărat sau imediat în atenția publicului. Și nu pot să spun că ar fi bun. Este un efort interinstituțional care este foarte serios, care nu este vizibil, că nu poate fi vizibil. Adică sunt foarte multe demersuri care se fac pe canale specifice și care nu pot fi, cel puțin în acest moment, dezvăluite. Apropo de platou continental, dumneavoastră ați condus la Haga delegația care a obținut o zonă petrolieră importantă, petrolieră importantă. Care e situația acum? Războiul, ocuparea Ucrainei, Crimeei a schimbat lucrurile sau prețul petrolului care a scăzut nu mai face rentabilă exploatarea acelor zone de adâncime? Cum vedeți proiecția pe termen lung a beneficiilor din noua în zona respectivă pe zona care, românească, nouă pe care România a câștigat-o la Haga, se află preponderent resurse de gaz, nu de petrol. Există și petrol conform estimărilor, dar gazul este cel important. Prețul acolo. Hidrocarburilor a scăzut. Și, bun, Ministerul de Externe și-a încheiat activitatea în momentul în care a câștigat procesul. Mai departe, e foarte important ca acele resurse care vor intra în exploatare, înțeleg eu, din diverse surse publice, în aproximativ 4-5 ani, e foarte important ca aceste resurse să ajungă, evident, la cetățenii români și, în al doilea rând, să poată să fie și o sursă de aprovizionare pentru statele vecine României, care sunt mult mai dependente de resurse energetice decât România. Mă uit la Bulgaria, care este foarte dependentă energetic și discutam zilele trecute cu omologul bulgar exact pe tema asta. Republica Moldova, unde trebuie continuat proiectul acelui gazoduct Iași-Ungheni, prelungit până la Chișinău, pentru a putea să exportăm mai mult gaz acolo. Pe 4 martie a început să treacă gazul de la vest la est, dar trebuie să continuăm acest proiect. Și atunci interesul României este de a începe exploatarea acelor resurse, de a crea sistemul de aducere a lor la țărm și de modernizarea sistemului național de transport de gaz, în așa fel încât resursele acestea să ajungă unde este nevoie. Deci schimbările n-au afectat aceste lucruri. Asta e o veste bună. Din câte știu eu, nu. Domnul ministru, vă mulțumim și pe nota asta optimistă, propun să ne despărțim. Mulțumim citorilor. Cu mare plăcere.
La revedere. La revedere. Nu am văzut 16 mesaje.